În perioada 27-28-29 martie 2009, cele mai frecvente cazuri care s-au înregistrat la unitatea de primire a urgențelor a Spitalului Județean de Urgență din Salău au fost afecțiunile respiratorii, cu un număr de 78 de cazuri, cu 3 cazuri mai multe față de weekendul trecut. Dintre acestea a fost necesară spitalizarea unui număr de 16 persoane, 14 copii și 2 adulți. În acest weekend s-au prezentat la unitatea de primire a urgențelor 282 de persoane, fiind necesară spitalizarea unui număr de 111 persoane.